Bună ziua, bună ziua, oameni buni și dragi. Căsătoria este cel mai frumos lucru ce se poate întâmpla în viața unui cuplu. Nimic nu e mai frumos decât să înaintezi în vârstă alături de persoana pe care o iubești. Astăzi vă salutăm de la Lucavița. Suntem la primăria Lucavița, unde astăzi, în fața ofițerului stării civile, Costel și Natalia spun un da hotărât. Vă rugăm să ne rămâneți aproape, să vedem cât de mult îi putem surprinde pe Costel și pe Natalia și să le transmitem împreună un călduros la mulți ani și casă de piatră. Hai. Și promit să am grijă de ea. Te voi iubi și cu tine voi sta. Pentru totdeauna azi am de dat inima ta de inima mea. Și promit să am grijă de ea. Bună ziua, bună ziua, domnul Costel și doamna Natalia, da? Traia mă numesc de la Surprize, Surprize Tulcea. Și astăzi, cu ocazia oficierii căsătoriei civile, a spus un da în fața ofițerului stării civile. Cineva drag, care vă iubește, a dorit să vă transmit o casă de piatră, un călduros la mulți ani împreună. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Nu? Nici cea mai mică idee. Venim în ajutorul dumneavoastră cu o dedicație muzicală, un mesaj scris cu dragoste și dor, ceva dulce, un buchet de flori, o șampanie pe care vă rugăm să o serviți pentru a vă bine dispune. Să ascultăm melodia mai întâi, să vedem ce vrea să ne transmită.
siguranță melodia v-a ajutat. Cum spuneam, avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Dragii noștri, vechii greci spuneau că la început bărbatul și femeia formau o singură sferă. Dar zeii, temându-se că o asemenea perfecțiune a formei ar putea să le ia locul, au despicat toate sferele în două și le-au aruncat pe pământ. De atunci, fiecare jumătate își caută cealaltă jumătate. Voi v-ați găsit deja. Astăzi v-ați legat inimile și soarta. Vă urăm ca viața să vă fie mai frumoasă ca zorii zilei, mai senină decât cerul și mai profundă decât oceanul. Vă dorim să trăiți în așa fel încât în fiecare seară să vă spuneți a fost mai frumos decât ieri. Cu multă dragoste, părinții și fratele Mirelui vă urează casă de piatră și la mulți ani împreună. Să spui că ești, nu că a fost. Ești. Ești mai frumos. Dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să o faceți. Să facem și un la mulți ani în sănătatea tinerilor căsătoriți, a tuturor celor prezenți aici. Și noi, surprize, surprize, Tulcea, vă dorim casă de piatră, mulți ani împreună, mulțumim pentru încrederea acordată și așteptăm cu drag să ne chemați la botez. Vă dorim petrecere frumoasă și toate cele bune. Doamne ajută!